cred că ansamblu despre care vorbim, icoane și covoare istorice puse într-un context foarte contemporan, e mai degrabă un ansamblu postmodern, în care merge până la urmă orice, atâta vreme cât reușești să creezi o armonie sau să-ți facă plăcere, pur și simplu. Eu cred că nu există niciun fel de interdicție, dacă asta e, cum să spun, substratul întrebării. Grijă mare la cum sunt armonizate lucrurile. Și dacă avem un spațiu foarte contemporan, foarte modern, foarte curat, chiar lăsăm o icoană în el, cred că, eu cred că nu avem niciun fel de problemă, dimpotrivă, și cred că prima analogie pe care aș putea o face este cea a unui muzeu de artă contemporan. Un muzeu de artă construit recent, cu arhitectură foarte contemporană, care expune diferite tipuri de lucruri, inclusiv lucruri istorice. Și acolo, în general, se caută ca fundalul pe care sunt expuse obiectele astea să fie cât mai neutru, tocmai pentru a pune în valoare acest tip de obiect. Prin urmare, o casă foarte modernă, foarte contemporană, care pereții sunt lipsiți de decorație, sunt simpli, sunt așa, cred că poate constitui un fundal excelent pentru tipul ăsta de expunere, de tablou istoric, cumva. Gândim un pic și la un soi de contrapunct, adică două elemente cu o stilistică diferită care puse împreună poate să funcționeze foarte bine și să se potențeze unul pe celălalt și să construiască un ansamblu care să fie foarte armonios.